Cei doi alomițeni au ajuns în oraș cu gândul de a comercializa produse cosmetice și de îmbrăcăminte, unde puteau să facă un profit mai bun dacă nu la liceul în care studiază copii de bangata. Au intrat în curtea colegiului Dinicu Golescu, dar nu au apucat să-și prezinte marfa pentru că au fost reperați imediat de echipajul de patrulare al poliției Câmpul Lung. Cei doi au fost legitimați și au fost conduși la sediul poliției. Aici au dat cu subsemnatul și au fost sancționați pentru că au intrat fără drept în incinta instituției de învățământ. Pentru că nu desinau documentele de proveniență pentru produsele pe care le aveau la vânzare, întreaga marfă le-a fost confiscată. Patrula de ordine și siguranță publică din cadrul Biroului Ordine Publică al Poliției Municipiului Câmpul Lung, în timp ce efectua serviciul de patrulare în incinta și în zona adiacentă colegiului Dinicu Golescu, s-a sesizat din oficiu cu privire la două persoane, doi bărbați, care pătrunseseră în incinta liceului și comercializau diferite articole de vestimentație, parfumuri. Imediat au trecut la legitimarea lor și au condus la sediul poliției. Au fost identificați, cei doi tineri sunt din comuna Bărbulești, Ialomița, și comercializau articole vestimentare și parfumuri, diferite mărci, fără a avea documente legale de proveniență. Cei doi au fost sancționați conform legii 61 pentru pătrundere fără drept în incinta liceului și, de asemenea, marfa a fost confiscată conform legii 12 pentru faptul că nu dețineau documente de proveniență.